Am fost alături de familie încă din primele zile ale durerii ei, prilejuită de confiscarea celor 7 copii de către autoritățile germane. Familia Furtui încă trece prin mari încercări în aceste zile, iar durerea ei crește de la zi la zi. Jugendamt devine tot mai irațional și se comportă într-o manieră tot mai inumană. Pare hotărâtă să destrame această familie creștină și să eradicheze din mintea și sufletul copiilor orice simțăminte și învățături creștine. Ultimele evenimente, care pot fi aflate pe pagina oficială www.furduifamily.org, dezvăluie detaliile tot mai crunte și modul tot mai inuman în care Jugendamt se comportă cu familia. Duminică 27 februarie e programat un protest paneuropean în Walsrode în sprijinul familiei Furdui. AFR îndeamnă românii să descindă în Walsrode cu zecile de mii pentru a convinge Jugendamt să elibereze din detenție copiii familiei. Simultan, AFR organizează acțiuni de pichetaj în București în solidaritate cu familia Furdui și românii care se vor întruni în Walsrode pe 27 februarie. Acțiunile de pichetaj se vor derula în fața ambasadei germane la București, vineri, sâmbătă, duminică și luni. Avem nevoie de voluntari pentru pichetaj. Cei care doresc să participe sunt rugați să contacteze pe domnul Samuel Zărnescu la 0755-888-391. Vă mulțumim! Pichetarea pentru susținerea familiei Furdui se face la Palatul Cotroceni și la Ambasada Germaniei în București. Programul va fi următorul. Pe data de 25.02.2022, la Palatul Cotroceni de la ora 12 până la ora 14. Pe 26.02.2022, la Ambasada Germaniei de la ora 12 până la ora 14. Pe 27.02, la Ambasada Germaniei de la ora 14. Pe 28.02.2022, la Palatul Cotroceni de la ora 12 până la ora 14. Este nevoie de noi ca să ajutăm familia Furdui. Eu sunt Furdui, noi suntem Furdui. Posta Peter Costea pe pagina de Facebook. Distribuie și abonează-te pe canalul Hrana Ta.